dar citire dispozitivului închierii, citire numărul 7584, înțat în ședința Camerei de Consiliu a Judecătoriei Timișoara, din data de 24.6.2016, de către doamna judecătoră Adina Toma, privind validarea alegerilor pentru funcția de primar al Municipiului Timișoara. Pentru motivele pe care au fost expuse în încheiere, în numele legii, instanța a hotărât să valideze alegerea domnului Rocu Nicolae, funcția de primar al Municipiului Timișoara, hotărârea se poate ataca cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de presolicitare a căii de atac se depune la Judecătoria Timișoara. Hotărârea este executorie și a fost pronunțată în ședința publică din data de 24.6.2016. Felicitări domnului primar! Spaterea mea pe parcursul celor 4 ani în care
primar al municipiului Timișoara și au apreciat definitiv rezultatele, pentru că asta contează, dincolo de multe dezbateri, de lupte, de orice, pentru cetățeni sunt importante rezultatele. Și eu consider că am avut ce să raportez în termen de rezultate după cei 4 ani de mandat și consider că acesta este și motivul pentru care am reușit să obțin votul a mai mult de jumătate din cetățenii Timișoarei care au înțeles să-și exercite dreptul democratic de a vota. Vreau să reiterez ce am spus la ședința de validare a dumneavoastră, stimați consilieri locali. Cred că noi cu toții, împreună cu aparatul de specialitate, împreună cu toate structurile care, într-un fel sau altul, ne aparțin sau ne sunt arătate, avem datoria să servim interesele Timișoarei și Timișoarenilor. Desigur, am depus cu toții și un jurământ și ați remarcat că este același, dar trebuie să îl punem în aplicare, să nu rămână un simplu angajament, fie el și cu mâna pe Biblie, respectiv Constituție luată. Ori, a ne achita de acest angajament presupune și o detașare de interese partidice, de interese de grup, de interese personale. Și v-aș ruga să tragem împreună pentru Timișoara și pentru Timișoreni, discutându-ne pe anumite drepte, așa cum este firesc să se întâmple într-o democrație, datorită faptului din natura noastră umană, suntem diferiți și pe care de consecință și percepția asupra unor lucruri poate fi diferită la lucruri, certat, dar, până la urmă, punând în față interesele Timișoarei și Timișorenilor și numai interesele Timișoarei și Timișorenilor, respectiv interesele naționale. Ceea ce hotărâm noi și ceea ce avem de făcut are și o bătaie mai largă. Reiterez de asemenea și ceea ce am spus ca poziție personală data trecută și anume faptul că aș vrea să lăsăm la o parte disputele, chiar atunci când au fost calomnii și unor grosolane în perioada de campanie electorală și în perioada anterioară, și să conducăm încât să ne îndeplinim misiunea. Eu, dincolo de ceea ce au încercat unii să-mi creeze ca portret, sunt cu totul și cu totul altfel, sunt un om cooperant, sunt un om deschis, sunt un om nu tolerant, ci ultra-tolerant, dar toate își au o limită. În egală măsură sunt un luptător și când nu se poate altfel decât cu lupte, o spun și în acest context, am și disponibilitatea de a lupta, chiar dacă nu-mi doresc să ajung să fac uz de ea. Dacă se trebuie, bucuroși de o duce toate, cum a spus poetul, nu zic și versul următor. Închei aici, încă o dată, promițând cetățenilor Timișoarei, cum și în primul rând, care și-au pus încă o dată speranțe că voi rezona din ceea ce voi face din funcția de primar și de un singur, că timpul se face de un singur, dar cu responsabilitățile de primar, ceea ce reprezintă așteptările lor, doleanțele lor, nevoile lor, da? Se va întâmpla, voi face tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru a răspunde intereselor lor. Vă mulțumesc tuturor și haideți să arătăm de la prima ședință de lucru, pentru că urmează partea de lucru.
coliziilor. Vă mulțumesc tuturor!